Bună dimineața! Bună dimineața! Subiectul pe care vreau să ți-l propun astăzi mi-a fost inspirat de o prietenă de-a mea, Veronica. Am sunat-o zilele trecute pentru că a fost ziua ei. La mulți ani, Veronica! Ce să vezi? Persoana veselă, haioasă pe care o cunoșteam eu tot timpul optimistă era foarte așa, am făcut 40 de ani. Îți vine să crezi că am 40 de ani? A avut un șoc? Da, deci pentru ea, de-a lungul timpului eu eram cea speriată de vârstă, ea n-avea nicio problemă cu acest aspect. Acum, la 40, lucrurile erau altfel. De ce această schimbare de prefix ne sperie? Păi... face parte din același registru. Am vorbit de multe ori despre ceea ce înseamnă acțiunea mentalului, acțiunea creierașului nostru, pe care noi nu reușim să-l vedem așa cum este el, un copil mic și răzvrătit, care face foarte multe lucruri, face proiecții, încearcă să se sustragă de la efort, găsește scuze. Deci el face exact ceea ce face un copil mic și puturos, da? De multe ori. Și plecând de la premiza asta, până la vârsta de 40 de ani, deci până să îi împlinești, probabil că în baza percepției, experienței de viață, a istoricului și așa mai departe, și-a reprezentat într-un anumit fel această vârstă, acest hotar, da? Și a făcut, în afară de reprezentarea vârstei și a atitudinii, a comportamentului, a ceea ce se va întâmpla după 40 de ani, a făcut și o serie întreagă de proiecții, corect? Da. Adică s-a gândit că familie, se, carieră, se va întâmpla asta, da, se da, va da. Întâmpla asta. Bun. Toate proiecții. Ea n-are de unde să știe că n-a trecut granița, da? Asociază, probabil, vârsta de 40 de ani cu foarte multe ancore și cu foarte multe, repet, chestiuni din educație, din experiența de viață legate de această vârstă, da? Dacă ar fi trăit, de exemplu, cu ăla, cu Gianluca Vacchi, da? Știi, pe italianul ăla tatuat, care, așa? Probabil că de-abia aștepta să vină vârsta de 40 de ani, să-și mai facă un tatuaj, să mai... Dacă a trăit, nu știu, sau a avut model, un bunic, o bunică, părinții care acuză dureri, care spun că nu mai e cum era, că, știi, că e și o melodie populară. Atunci a auzit informația respectivă, ea a rămas acolo înfiptă în mental și acum convingerile încep să se întărească referitor la această vârstă, da? Și am observat că femeile, nu știu cum e cu voi bărbații, dar femeile la vârsta asta au nevoie de mai multe confirmări, să li se spună că sunt frumoase, că sunt, deși teoretic până la 40 de ani ar trebui să știi cine ești și ce poți. Păi și... da, dacă până la 40 de ani ai auzit din ce în ce mai răruți lucrul ăsta, adică să zicem că la început a fost, da? Îți spunea iubitul, soțul, companionul, îți spunea că ești așa, după aia lucrurile s-au rărit, că relația se duce, se aplatizează. Multe relații se aplatizează și intră într-o rutină, din păcate. Dacă ai auzit din ce în ce mai rar chestiunea asta, nu poți să o asociezi cu faptul că poate nu mai ești atât de frumoasă, nu mai ești atât de orientată sexual, ca să zic așa, da? Nu mai reprezinți-o. Și evident, creierul, copilul ăla mic și răzvrătit, încearcă să se protejeze și să se ducă în zona aia de plăcere, că practic atunci asta ai obținut, plăcerea când erai validată, când erai luată în brațe, pupată și așa mai departe, da? Acum, ne mai obținem plăcerea, intră într-o stare de avarie. Acesta să fie motivul pentru care articolele despre, cu titluri gen viața începe la 40 de ani, cele mai interesante experiențe de acum încolo, da, încep. Asta să fie motivul pentru care au atât de mult succes? Femeile citesc asta, astfel de articole. Și ăsta este un motiv. Chestia asta cu viața începe la 40 de ani, după părerea mea, este foarte legată de achiziția unor însușiri noi pentru tine ca adult. Da? Ai mai multă maturitate, ai mai multă experiență, ai mai multă răbdare, nu mai ești atât de vulcanii, nu mai ai decizii atât de pripite. Și atunci și viața la 40, după 40 de ani este mai echilibrată.
În teorie așa ar trebui să fie. Noi nu vorbim despre, vorbim despre o normalitate care înseamnă media, da? Comportamentele. Toată lumea vine cu chestia asta. Dom'le, normalitatea mea nu e normalitatea ta. Total de acord, dar există un normalitatea ta plus a mea plus a celor 20 de milioane de români și 7 miliarde de cetățeni acestei planete împărțite la 7 miliarde și dă o normalitate, matematic vorbind, da? Și atunci, pe firescul lucrurilor, se presupune că la vârsta asta deja începi să te echilibrezi puțin. Și după 40 de ani, deciziile tale, raportările tale, relațiile, modul în care investești sentimente și așa, sunt mai precaute, mai, da? Da. Mai cu sens. Deci există viață și după 40 de ani. Păi, problema asta am avut-o și eu, deși sunt fix acolo, sunt la 40 de ani. Mi-era teamă de vârsta asta, știi? Pentru că tot timpul am făcut sport 20 de ani, plus stilul de viață extrem de agitat și de energic, și dar nu schimbă cu nimic. A fost doar proiecția creierului până la vârsta asta și când s-a întâmplat mi-am dat seama că tot. Mă duc la sală, m-aș duce la club, dar am mai avut timp, dar mă duc. Înțelegi, pot să beau și 27 de tequila, că nu e, adică fac și de-astea psihologii, știi? Mă, aia care fișează... Dar după 40 mai... de ani. Da, da. Și următorul până prag, atunci. Cel de 50, crezi că e mai... Haide, lasă-mă, fată, cu 50 acum, da. Bine, bine. Creierul, bine, vezi, se pregătește și pentru chestia asta. Lasă-mă să ajung acolo, că vedem noi. Bine. Bine, zi faină. Te-am pupat.